În Biserica Ortodoxă a fost pomenit astăzi Sfântul și Slăvitul proroc Ilie Tezviteanul. Acest sfânt popular este și ocrotitorul uneia dintre paraclisele din reședința patriarhală, împreună cu Sfântul Grigorie Luminătorul și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în acest paraclis sfințit în anul 2008. În prima parte a cuvântului de învățătură, Preafericirea sa a explicat ce au în comun Sfântul Proroc Ilie și Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Proroc Ilie, ca și Sfântul Ioan Botezătorul, sunt doi sfinți foarte populari. Ei au în comun râvna față de Dumnezeu, față de împlinirea voii lui Dumnezeu, dar și o lucrare de prevestire a tainei Mântuitorului Iisus Hristos, și anume Sfântul Ioan Botezătorul este înainte mergător al primei veniri a Mântuitorului Iisus Hristos în lume, iar Sfântul Proroc Ilie este înainte mergător al celei de-a doua veniri a lui Hristos în lume, când va veni cu slavă să judece vii și morții la sfârșitul veacurilor. Sfânta Scriptură însă și tradiția bisericii ne spun că la sfârșitul veacurilor, înainte de a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, Enoch și Ilie vor veni pe pământ și se vor lupta cu Anticrist, care îi va omorâ. Dar la scurt timp va veni Mântuitorul Iisus Hristos și îl va birui pe Anticrist, iar pe cei doi, pe Enoch și Ilie, îi va învia din morți, împreună cu învierea tuturor celor care au murit. Deci învierea de obște înaintea judecății de apoi. Părintele Patriarh Daniel a vorbit și despre calitățile Sfântului Ilie, desprinsă din cartea a treia și a patra a regilor. Sfântul proroc Ilie Tezviteanul este mai întâi de toate, în prezentarea Sfintei Scripturi, un om al postului, al rugăciunii și al înfrânării, trăind în feciorie toată viața sa, ca și Sfântul Ioan Botezătorul. De aceea a fost considerat un prototip sau o icoană a asceților și monahilor de mai târziu. În al doilea rând, vedem din Sfânta Scriptură că el este apărător al dreptei credințe în vremuri de rătăcire, când poporul împreună cu regele Ahab și regina Isabela s-au rătăcit, au deviat, s-au îndepărtat de la credința strămoșească a poporului evreu și au început să se închine la idoli, la zei păgâni. În al treilea rând, Sfântul proroc Ilie Tezviteanul este un ocrotitor al văduvelor și al orfanilor, după cum a arătat în Sarepta Sidonului, când a hrănit în timp de secetă pe văduva care l-a primit în gazdă și pe copilul ei. Iar în al patrulea rând putem spune că Sfântul Ilie, prorocul, este un mustrător al celor care săvârșesc nedreptăți. El a mustrat pe regele Ahab și pe regina Isabela pentru că au răpit via unui om nevinovat, Nabot, care nu voia să vândă via și atunci regina a pus la cale uciderea lui. Iar Sfântul Ilie a mers la curtea regală și a spus regelui Ahab și reginei Isabela că vor muri și câinii vor linge sângele lor acolo unde a fost ucis Nabot. Deci această profeție a lui, și anume că cei doi conducători idolatri vor feri, s-a împlinit. Într-un război, regele Ahab a fost ucis și de asemenea, după aceea, a fost ucisă și regina Isabela. Sfântul proroc Ilie, deși nu a scris nimic, viețuirea sa sfântă și faptele sale au avut un conținut profetic care trimiteau spre taina lui Hristos,
a mai afirmat preafericirea sa. Când el a cerut ca Dumnezeu să-i trimită foc din cer peste carnea pusă pe altarul de jertfă și a fost ascultat, focul din cer care a mistuit jertfa a fost o prefigurare a Duhului Sfânt, care va pogorâ peste pâinea și vin la Sfânta Euharistie și ele vor deveni trupul și sângele Domnului. Faptul că Ilie a fost rănit în timpul prigoanei, aproape de părâul Cherit, cu pâine și carne de către corbi, era o prefigurare a Sfintei Euharistii. De aceea, în icoanele bizantine, pâinea adusă de corb în plisc sau în cioc este pictată sub formă de prescură. Ridicarea lui de către Dumnezeu printr-un car de foc tras de cai de foc spre cer era o preînchipuire a înălțării Domnului, pentru că această ridicare a lui Ilie cu un car de foc la cer, pe când i-a dat mantia sa prorocului Elisei, era o prefigurare profetică a faptului că Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a botezat la începutul activității sale în Iordan, s-a înălțat apoi la sfârșitul activității sale mesianice, mântuitoare, la ceruri. Întâi stătătorul bisericii noastre a mai evidențiat faptul că Sfântul Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor, iar în România, ziua sa de pomenire este și ziua aviației. De asemenea, Părintele Patriarh a subliniat că Sfântul Proroc Ilie ne îndeamnă prin pilda vieții sale să păstrăm dreapta credință și să îi ajutăm pe cei neputincioși și neajutorați, arătând prin aceasta milostivirea lui Dumnezeu lucrătoare în sufletele noastre. La final, preafericirea sa i-a felicitat pe cei care își sărbătoresc astăzi onomastica.